Meditația faraonului sau a regelui este o meditație pe care o puteți găsi în seria scrisă de Edward Art Supply Hands pe Reddit. Scopul acestei meditații este de a ajunge la simțire. Întinde-te și relaxează-te. Orice stres din corp, eliberează-l cu ușurință. Respiră și eliberează-te. Dacă ai dureri în piept sau te simți tensionat, relaxează-te. Închide ochii și imaginează-ți cât poți de bine. Nu trebuie să fie perfect. Imaginează-te la persoana întâi stând pe un tron. Acum, imaginează-ți că cineva te hrănește cu struguri. Vezi pe cineva masându-ți picioarele. Auzi pe cineva spunându-ți că este o onoare pentru el să te servească. Auzi cum îți spun măria ta. Spune nu la ceva și lasă-l să fie nu. Simte puterea cuvintelor tale și puterea prezenței tale. Simte liniștea și intensitatea de a fi cel mai mare. Acum, întoarce-te la a fi faraon. Pe cât mai bine posibil, vede-te pe tine, persoana întâi, în vârful piramidelor. Tu ești capul acestui pământ. Vezi nisipul, soarele, vezi ceea ce deții. Ești cel mai mare conducător de pe pământ. Tu ești divin. Simte puterea de a fi de cel mai înalt rang. Tot ce spui tu funcționează. Totul devine. Toate lucrează pentru ca dorințele tale să fie îndeplinite. Simte calmul abundenței. Simte-te maestos. Simte-te ca un faraon iubitor care este iubit de toți oamenii. Chiar dacă tu ești faraon, nu trebuie să tratezi pe nimeni ca și cum ar fi mai prejos. Nu trebuie să tratezi cu inferioritate pe nimeni, chiar dacă știi că tu ești faraonul. Alții sunt inspirați doar de simpla ta prezență. Însăși prezența ta aprinde lumina credinței în mintea bărbaților și a femeilor. Tu nu trebuie să te temi. Dușmanii tăi se transformă în adepți bucuroși când ajung în prezența ta. Nu ai dușmani. Dacă vrei ceva,
primești. Fără întrebări, tu ești cel mai măreț. Nu simți frică, ci încredere deplină în fiecare cuvânt pe care îl rostești. Simte profunzimea, liniștea și puterea în respirația ta. Din moment ce nu simți nicio teamă, tu vorbești cu cea mai mare autoritate. Nu există nesiguranțe în tine. Nu este nevoie de nesiguranță, căci tu ești abundent în toate. Nu te temi de nimic. Frica se teme de tine. Răul se teme de tine. Susține cea mai înaltă formă de iubire pentru întreaga umanitate. Tu nu pierzi timpul condamnând, ci ridicându-te. Condamnarea, frica, vinovăția sunt pentru mintea neluminată. Tu ești mult mai departe și vezi cum acesta este visul tău. Poți să visezi visul dorinței inimii tale și trebuie să se întâmple. Știi că există unul mai mare decât tine în interiorul tău, creatorul tuturor, visătorul. Tu venerezi acest creator, mintea. Tu pui în ea doar tot ceea ce este iubitor, tot ceea ce este cel mai înalt, tot ce este nobil, tot ceea ce este magnific și atașezi doar cele mai înalte cuvinte eu suntului. Te închin creatorului și creatorul te binecuvântează. Răspunzi cu recunoștință și cu mai multă închinare. Această relație este cea mai mare dintre toate relațiile. Concentrează-te intens asupra acestui sentiment. Simte asta și nu permite sentimentele umile de frică încercând să te rețină de la măreția ta. Dacă nu ești dispus să simți până la un grad crescut al intensității măreției, atunci de ce ai măcar o minte? Tu poți face orice cu mintea ta. Atunci de ce să nu faci nimic? Visătorul este înăuntru. Lasă-l să viseze și dansează pe noul cântec al existenței. Venerează-l pe cel dinăuntru și, în schimb, acesta te venerează pe tine. Condamnă-l și te condamnă pe tine. Există doar unul. Această meditație nu este doar o simplă meditație. Aceasta este pentru a schimba, de fapt, modul în care vezi. Este pentru a reface argila, mintea ta, și pentru a-ți modela ceea ce vrei. Această meditație
m-a învățat cât de mult mă împiedic în mintea mea. Cât de mult mi-am ales propria închisoare în loc de a-mi alege exaltarea. De asemenea, mi-a arătat că fantezia poate stârni creativitatea și sentimentul pe care mi-l doresc. Aceasta mi-a arătat cât de mult pot avea în interior. M-a învățat să spun cuvintele: de ce să nu-ți imaginezi asta? Și mi-a dat încrederea să-mi imaginez ceea ce am vrut. Poți fi regalitatea în mintea ta. Ai tot ceea ce vrei în minte. Dacă nu-ți schimbă sentimentul, atunci ești convins că nu îl ai. Singurele dăți în care schimb vreodată realitatea și pe mine însumi sunt momentele când fac de fapt tot ceea ce vreau în mintea mea. Când mă eliberez, întregul meu sentiment se schimbă și, așa cum spune Neville, o schimbare în sentiment este o schimbare în destin. Să avem cu toții, dragilor, pace în suflet!